Studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân au fost cuprinși deja de febra pregătirilor pentru proiectele, colocviile și examenele scrise sau orale, pe care trebuie să le susțină în sesiunea de iarnă ce se va desfășura în perioada 4-24 februarie. În timp ce studenții din anii 1 și 2 vor susține 2, maximum 3 examene, disciplinele fundamentale fiind matematică, fizică și tehnologia materialelor, pentru cei din anii mai mari, numărul examenelor va fi de 4, iar ponderea disciplinelor de specialitate va fi mai mare. Restanțierilor li se va oferi șansa unei noi încercări în sesiunea din septembrie. Până atunci însă, efortul depus de studenți va fi răsplătit printr-o bine meritată vacanță, timp de o săptămână.